Kangurul mănâncă destul de mult timp ca să înțelegi toate comenzile. E ca video acesta, eu am explicat două comenzi în 12 minute. Dar acum am luat toate temele de la kangur și le-am strâns într-un video scurt. Hai să începem cu cel mai ușor. Repetă, dacă gândim logic, comanda aceasta trebuie să repete ceva. Corect. Ca să nu scrii pas de 100 de ori, poți să scrii doar printr-o comandă repetă. Procedura este ca o mapă unde pui toate pozele ca să nu fie murdar ecranul principal. Procedura se scrie înaintea barelor de cod și după ce termin de scris codul la procedură, trebuie în bara de cod să pui execute. Comanda este comodă, mai ales când ai un desen făcut din alt desen care se repetă. Ca de exemplu schema aceasta. Hai mai repede. Ctrl F7 sau pe română cât este o comandă care poate să te ajute la un desen unde trebuie să faci forme mari. Ca de exemplu un pătrat și ca să nu numeri fiecare cub, e mai ușor să scrii cât, cum lucrează. Dacă pui comanda cât nu e linie și pui pas, kangurul va face o linie fără mare problemă. Dacă pui comanda cât e linie, kangurul nu va face nimic. Și la cât e margine și cât nu e margine, comanda va fi la fel. Dar diferența este în unele momente. Acum să discutăm despre ultima și cea mai interesantă comandă. Dacă. Despre faptul că sunt mai multe dacă e linie, dacă nu e linie, eu nu voi spune pentru că mă repet. Dacă e o comandă pentru pro, ca kangurul să facă mai multe mișcări în mai scurt cod. Dar ține minte, pentru dacă trebuie și repetă, pentru comanda dacă face comanda doar odată. Și cum lucrează kangurul? Pui comanda, de exemplu, să facă un pas și dacă face pasul acela și se primește o linie, kangurul trece la al doilea cod și face o rotire. Desigur că codurile le putem amesteca ca să se primească un cod mai ușor și un desen mai frumos. Aici doar imaginația ta. Dacă ți-a plăcut video acesta, pune-ți like, nu uita să scrii ceva în comentarii și să te abonezi la canal. Cu voi a fost Nikita. Не мы видим?